O, lume nouă de bună dimineața! Mă așteptam să-mi deschizi ușa. Păi îți deschid ușa, dar mai întâi la sală, că așa se începe ziua, nu? Păi e prea devreme, e ora 8:30. E 8:30, dar cum să zice, cine începe de dimineață, departe ajunge și așa mai departe. Am nevoie de o cafea dimineața. Păi îți fac eu, nu-ți fac eu o cafea. Haideți, intrați înăuntru, poftiți. Foarte matinal. Energic și bine dispus, așa putem să-l descriem pe Radu Constantin după niciun minut petrecut împreună. Chiar dacă în mod obișnuit nu bea cafea, de data asta a făcut o excepție și ne-a pregătit una chiar el. Când ai început să faci vlogging și cum? Bă, am început să fac vlogging, cred că acum aproape 2 ani. 500.000 de oameni în 500 2 ani? 500.000 de oameni, da, în 2 ani. Cum ai reușit? M-am dus la Florin Grozea prima dată și am zis că vreau să mă reprezinți tu. Eu aveam, nu știu, vreo 4.000 de oameni, dar eu cu tupeu, zic, băi, eu vreau să mă reprezinți tu. Și el mi-a zis, uite, știi, nu se poate, că ai 4.000 de followeri și na, nu am de ce să te reprezint. Eu reprezint pe Tequila, pe Noaptea Târziu, adică oameni care deja aveau mulți followeri, mulți subscriberi. Îmi zice, uite, vino cu ceva nou și eu lucrez cu tine. Și mi-a venit ideea cu music vine-urile. Am înțeles de la colegii mei că ați făcut un ușor accident cu mașina. Spuneți-mi ce s-a întâmplat. Nu știu cum am făcut. Haideți, vă rog eu, încercați să vă amintiți exact ce ați făcut. Acum, Radu Constantin a trecut la alt nivel. De aproape un an este personajul principal din Școala Invers, propriul serial în care își prezintă viziunea despre cum e astăzi viața de liceu și care a creat o adevărată isterie în mediul online. A pornit dintr-o glumă, mai mult. Făcusem eu un sketch înainte cu, tot așa, se numea Școala Invers. Eu luasem 2 și colegul meu luase 10 și eu mă bucuram pentru că am luat 2 și el era trist pentru că a luat 10. Yo, salutare, ăsta sunt eu. A, nu, stați așa, ăsta mai mic, ăsta sunt eu. Da, cum zicea și mama, nu poți să le ai pe toate. Nu poți să fii și înalt și deștept și frumos. Și am zis, bă, asta trebuie să fac. Asta cu școala este cea mai bună idee. Ce spun părinții tăi despre vlogging? Ce spun părinții mei despre vlogging? În primul rând, nu știu ei ce e la vlogging, adică e o chestie nouă pentru ei. Și în al doilea rând îți dai seama că orice părinte vrea ca copilul lui să fie inginer, doctor, dar nu vlogger, nu vrea să fie vlogger, mai ales că am o soră care e doctor. Radu este genul de bărbat cu lipici la femei și asta nu doar datorită celebrității. Îi place să se îngrijească, petrece multe ore la sala de sport, citește, este pasionat de spiritualitate și de o bună perioadă de timp meditează în fiecare dimineață. E fascinant pentru mine să știu că mai există și altceva și să pot să-mi controlez eu trăirile și toate chestiile, pentru că pe parcursul unei zile mă tot întâlnesc cu tot felul de lucruri și tot felul de oameni și dacă aș reacționa cum reacționam eu înainte, probabil m-aș bate cu cineva în fiecare zi. Spune ceva despre tine ce nu știe nimeni. Ceva despre mine ce nu știe nimeni. Am făcut handbal 10 ani, chiar dacă înălțimea nu mă recomandă. Am fost și magician, mentalist, am fost vreo 4 ani de zile, da. Bine, am început cu copii, am făcut magie pentru copii, la început și așa mai departe și după aia am trecut la adulți, la mentalist. După ce a dat câteva mail-uri și a terminat treaba de producție și și-a schimbat ținuta, a mers să mâncăm. În casa lui Radu nu se gătește, iar el încearcă să-și calculeze caloriile și să mănânce sănătos. După ce a terminat de mâncat, i-am dat o provocare, să posteze o poză pe Instagram, acolo unde este urmărit de peste 200.000 de oameni, și să activeze notificările. Iată ce s-a întâmplat. În 29 de minute, 1000, aproape 500 de like-uri. Foarte tare. Spune-mi, care e următoarea destinație, unde mergem? Următoarea destinație, mergem să mă tund. Ok. Și o filmăm și trebuie să arătăm cum trebuie. Mersi frumos, ne vedem data viitoare! Mare drag! Pe final de zi am ajuns la o școală din București, aici unde Radu urma să filmeze 2 episoade pentru serialul lui. Pe astăzi ultima destinație. Deja este întuneric afară. Da, un pic întuneric, o să stăm un pic aici, să știi, adică nu... Ok, sunt pregătită să stăm, pentru da? Asta. Asta e sala în care filmăm, cred că băieții deja au ajuns, că am o echipă foarte punctuală. Gen. Super! Da, ți-am zis. Bună! Salut, băieții! Salut! Salut!
pentru că ne aflăm într-o școală și majoritatea celor 500.000 de admiratori ai săi sunt copii și adolescenți, era aproape imposibil ca Radu să nu fie oprit pe coridoare pentru câteva poze. Și practic o să fii tu Robert aici. Adică să facem partea de după ce iese Alex. Da. Știi? După ce iese Alex și ieșim și noi, mergem și dăm cap în cap cu tocilarul. Gata? Da, hai. Acțiune. Și eu de unde să știu că aia e maică-sa? De unde era să știu eu că aia e maică-sa, frate? Nici dacă mă gândeam de un milion... Bă, ce faci, bă, tocilarule, bă? Se înțeleg că după toată treaba asta ajungi acasă și începi să montezi. Nu, după toată treaba asta ajung acasă și leșin. Dorm, da, probabil cel mai sigur o să dorm pentru că nu mai sunt în stare să mai și montez după o zi de asta. Probabil mâine dimineață, după sală, după toate chestiile pe care le-ați văzut. Pe care le-am făcut deja da, astăzi. Da, pe care le-am făcut deja astăzi o să mă apuc de montat. Și zici tu, cine a jucat poker să iasă în față? Clasa cri-cri-cri, îți dai seama. Na? Cine a jucat cărția să în față? Ia zice, ce a jucat? Macau. Macau, domn profesor. Ați jucat poker? Poker, nu. Ce? Noi nici nu știm să jucăm poker. Ce ne să jucăm poker? Voi ați jucat poker pe bani. Da. Vă mulțumesc că v-ați uitat la acest episod. Nu uitați să vă abonați la mine pe canal, să dați un follow pe Instagram radu.co și ne revedem săptămâna viitoare cu un nou episod. Pa!